Bună seara, doamnelor și domnilor! Iată care sunt principalele evenimente ale zilei. Încă o crimă oribilă se cerează România. La Timișoara, o tânără de 21 de ani a fost ucisă cu bestialitate de fostul iubit, care nu s-a resemnat cu despărțirea. Fostul jucător de aur al României trece prin clipe de cumpănă. Gabi Balint a suferit o intervenție riscantă la inimă după ce a făcut infarct. Și la 45 de ani de când a fost construit cel mai spectaculos drum din lume, Transfăgărășanul e plin de gropi, iar parapeții din beton cedează unul după altul. O poveste de iubire s-a sfârșit groaznic la Timișoara. A orbit de gelozie un individ și a ucis cu sălbăticie iubita care îl părăsise. Scenele sângeroase s-au derulat în spatele Catedralei Mitropolitane și au șocat lumea. Bărbatul de 30 de ani a fugit după ce a lăsat-o pe fată în agonie și a fost prins abia după 3 ore și jumătate. Atenție, sunt imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. De ce ai omorât-o? De ce ai omorât-o? Vrei să te sinucizi? Calvarul Carinei a început în Anglia, unde se mutase cu iubitul care i-a devenit aseară călău. Cosmin era extrem de gelos, spun apropiații, o teroriza și o bătea. Bătea, o înjura, nu o lăsa să iese afară din casă, nu putea să vorbească sau și un băiat, dacă așa de respecte de ceea ce au pe stradă, ea după aia și la bătaia acasă. Era nebun, nu era gelos. După chinul îndurat, tânăra de 21 de ani a decis să rupă relația. În iulie, Cosmin s-a întors acasă în Lupen, dar nu părea deloc resemnat. A încercat cu orice preț să obțină iertarea, iar când a văzut că nu are nicio șansă, a trecut la amenințări. Tot îi trimitea amenințări că omoară și... Da. Și în ultimul timp a început să se amenințe că dacă nu vine ea în țară, o să omoare pe maică sa și merge după maică sa. Carina a venit în România în urmă cu o lună și jumătate cu gândul să potolească cumva tensiunea dintre ei și să-l convingă pe individ că nu mai pot continua povestea. Aseară era în Timișoara la o prietenă. Se plimbau prin parcul din spatele Catedralei Mitropolitane când a fost atacată. Cosmin o urmărise înarmat cu un cuțit și, ca din senin, s-a năpustit asupra ei și a înjunghiat-o sub ochii încremeniți ai trecătorilor. Apoi a fugit, lăsând-o în agonie într-o baltă de sânge. Doctorii de pe ambulanță, veniți în mare grabă, au transportat-o la spitalul municipal. Din păcate, rănile adânci au fost fatale și nu a mai putut fi salvată. Între timp, criminalul se îndepărtase 10 km pe calea ferată și avea de gând să se sinucidă. Și-a sunat însă mama, care tocmai aterizase în Spania, unde urma să petreacă 10 zile de vacanță. I-a mărturisit totul la telefon. Am zis că-i pare rău și plângea. Atunci mi-am dat seama că chiar e adevărat, nu e o glumă. Am început să plângă și să zice că îmi pare rău, că nu trebuia să fac și i-am zis, dacă chiar e tot, o predă-te, asta e. Deci eu i-am văzut bine. Eu nu știam absolut nimic să fii despărțit. Individul a sunat singur la 112 și s-a predat. Le-a trimis polițiștilor și locația în care se afla. De ce ai omorât-o? De ce ai omorât-o? De ce ai omorât-o? De ce ai omorât-o? Aia pace! Vrei să te sinucizi? Vrei să te sinucizi? De ce ai omorât-o? Erai gelos? A fost reținut, iar magistrații l-au arestat astăzi preventiv pentru omor. În mai toate faptele comise din tulburări afective puternice, pe primul loc fiind răzbunarea aceasta din gelozie, am întâmpinat în carieră persoane care au pus mâna pe telefon, au sunat la dispecerat, echipajele de poliție au mers, i-au găsit acasă, majoritatea cazurilor lângă alcool, plângând și regretând faptele. Detenționarea aceasta, ca în toate celelalte spețe, are loc oriunde, oricând persoana geloasă își propune să înlăture obiectul. Obiectul cine e? Chiar iubita sau prietena lui. Din punctul meu de vedere, aceste fapte, aceste crime, sunt greu de a fi preîntâmpinate. Cosmin Titiș, zis și Ciocolată, este recidivist. În trecut a făcut pușcărie pentru acte cu violență, iar în Lupeni era cunoscut ca drept un golan de cartier. De mai bine de 24 de ore, polițiștii și jandarmii din Dâmbovița caută o copilă de 11 ani care a dispărut fără urmă din poarta școlii. Revenim cu detalii imediat la știri. Un fost fotbalist din generația de aur a României trece prin momente grele de cumpănă. Gabi Balint a suferit o operație dificilă pe inimă după ce a suferit un infarct. Apropiații au fost șocați când au aflat vestea, pentru că bărbatul nu s-a plâns niciodată că ar fi bolnav.
Lui Gabi Balinti s-a făcut rău azi noapte după ce a comentat la un post de televiziune partida dintre CFR Cluj și Lazio Roma. Speriat, fostul fotbalist s-a dus în grabă la o clinică privată, unde, după un set amănunțit de analize, i s-a spus că suferise un infarct miocardic. Atunci, Balint a decis să se ducă la Institutul pentru Boli Cardiovasculare CC Iliescu, unde a fost operat de urgență. Intervenția a fost una dificilă și riscantă. Medicii au montat fostului internațional 3 stenturi la inimă. Operația a decurs bine, iar acum starea bărbatului de 56 de ani este stabilă. Fostul fotbalist a trezit și a stat de vorbă cu apropiații. Însă urmează câteva zile bune de recuperare și un regim strict, atât de viață cât și alimentar. Bunul lui prieten și fostul antrenor, Emeric Ienei, care îl cunoaște de o viață, a fost șocat când a aflat vestea. Nu știam. Știați că avea probleme cardiace? Nu, n-am știut. Doamne, ferește. Sănătate! Și îmi pare rău că s-a întâmplat treaba asta și sper că o să treacă peste această greutate care este foarte, foarte neplăcută. Și o să-l avem totuși lângă noi. Gabi Balint a fost unul dintre fotbaliștii generației de aur a României, alături de Gică Hagi și Gică Popescu. În perioada 1980-1990 a jucat pentru Steaua și a câștigat alături de formația din Ghencea Cupa Campionilor Europeni în 1986 și Supercupa Europei în 1987. De mai bine de 24 de ore, polițiști și jandarmi din Dâmbovița caută o copilă de 11 ani care a dispărut fără urmă din poarta școlii. Au fost surprinse câteva imagini cu ea pe camera de supraveghere, dar nu i-a ajutat deloc pe anchetatori. Edița avea de parcurs până acasă un drum de o jumătate de oră de mers pe jos. Familia e convinsă că cineva a răpit-o. E căutată inclusiv cu elicopterul și cu dronele. Mihaela are 1,50 m înălțime, circa 45 de kg și ochi căprui. Când a dispărut, era îmbrăcată cu o pereche de bluși de culoare albastră și o bluză gri cu mânecă lungă. Dacă cineva a zărit-o, e rugat să sune la 112. După teribilul accident în care a ucis un om nevinovat, Mario Iorgulescu nu poate fi pus sub acuzare și nu are interdicția de a părăsi țara. Ba mai mult, ar putea fi mutat la un spital din străinătate. Vlad Petrișor are toate detaliile. Bună seara, Vlad, ești în direct. Bună seara, Cristian, bun găsit tuturor. Transferul ar fi fost recomandat chiar de către medici, însă din cauza unei defecțiuni la aeronava care trebuia să-l ducă pe Mario Iorgulescu la acea clinică din Italia, operațiunea a fost un eșec. Cu toate acestea, pe numele lui Mario Iorgulescu există un dosar penal pentru ucidere din culpă, însă autoritățile nu pot lua măsuri împotriva lui pe motiv că nu i-au fost aduse la cunoștință procedurile demarate împotriva acestuia. Ei bine, Mario Iorgulescu este liber astfel să plece din țară, nu are absolut nicio restricție, ba chiar se fac demersuri ca el să plece mai repede la acea clinică din Italia. Rămâne de văzut însă cum va evolua starea de sănătate a lui Mario Iorgulescu și dacă în cele din urmă va fi transferat la acea clinică din Italia. Acestea au fost informațiile, Cristian. Mulțumim, Vlad. Continuăm jurnalul. Cu lacrimi în ochi și multă tristețe în suflet, actori, prieteni și admiratori au venit la Teatrul Bulandra să-i aducă un ultim omagiu regizorului Ducu Dari. El a fost cel care le-a deschis multora sufletele spre teatru și pentru asta îi mulțumesc. Trupul fără viață al regizorului Ducu Dari a ajuns aseară în locul pe care l-a iubit enorm, Teatrul Bulandra. Prieteni, colegi sau simpli admiratori au venit să aprindă o lumânare și să aducă o floare. N-am putut să-i aduc decât 60 de trandafiri albi pentru omul cu o mare bucurie pentru viață. Duhul, noi spuneam, Duhul nostru, pentru că așa a fost. Un mare talent, un mare om și un mare regizor. Dumnezeu să-l văd. Primul spectacol pe care l-am văzut semnat de dumnealui a fost Trei Surori în 1994, mai precis, 11 aprilie 1994. Și spectacolul avea 4 ore și jumătate cu 2 pauze.
și la final te întrebai de ce a durat doar atât. În ultimii ani, ducul Darie a dus pe picioare o boală cruntă, ciroză hepatică, boală care în cele din urmă l-a pus la pământ. Fusese diagnosticat în 2016, iar de atunci era sub tratament. În urmă cu câteva săptămâni însă ceva rău s-a întâmplat. Regizorul n-a mai putut să respire și a fost conectat la aparatele de ventilație mecanică. Ulterior, o depresie imunitară i-a agravat și mai tare starea de sănătate, iar doctorii nu l-au mai putut salva. Până la urmă, cel mai prețios lucru pe care îl avem e timpul. Și undeva îmi pare foarte rău că în momente ale vieții mele am lăsat să treacă timpul. Dacă aș fi să o iau de la început, ăsta e singurul lucru pe care într-un fel l-aș schimba. Ultimul său spectacol a avut premiera în octombrie anul trecut. Coriolanus, o adaptare după Shakespeare, este un manifest politic tulburător care a avut un succes răsunător. Fiecare gest era incredibil, de unde atâta răbdare și atâta bucurie. O bucurie imensă de a lucra. Rar un regizor atât de bine dotat și atât de bine pus la punct în ceea ce privește indicația regizorală la scenă. Ducul Darie va fi înmormântat mâine la prânz în cimitirul Belu. 45 de ani au trecut degeaba peste cea mai spectaculoasă șosea din România. Cu toate că străinii sunt fascinați de drumul șerpuit și îl promovează intens, autoritățile de la noi nu par interesate să astupe gropile și să refacă parapeții din beton care s-au dărâmat. Revoltător, dacă ne gândim, cu câtă trudă a fost construită în comunism, în doar 5 ani. 151 de kilometri de șosea șerpuiți spectaculos printre munți care parcă te duc spre cer. Transfăgărășanul a ajuns celebru în lumea întreagă, dar puțini știu povestea cu câtă trudă a fost construit. Ceaușescu a ordonat lucrarea în 1969, iar 5 ani mai târziu era gata. Construcția lui s-a realizat pe niște versanți aproape verticale. Și să realizezi un drum și cu tunele și cu viaducte și cu pasaje nu a fost la mâna oricui. 830 de podețe și 27 de viaducte. Pentru construcția drumului s-au folosit peste 6500 de tone de dinamită. 50.000 de civili și militari au lucrat la foc continuu și mulți și-au pierdut viața aici. La 45 de ani de atunci a fost ridicat un monument în memoria lor. Este o chestie une extraordinară și atunci cei care au realizat această lucrare i-am considerat niște îngeri. Peisajul este superb, este prima dată când vin, am făcut de două ori Transalpina, dar pe Transfăgărășanu vin acum prima dată și mi se pare o construcție și o capodoperă. It's really beautiful. It's a lot of twists and turns, but it's okay, we have a good driver. And the road, it's okay? Yes, it's beautiful. It's just like the United States. Hotelierii din zonă nu sunt la fel de încântați. Ei se plâng că de peste 15 ani nimeni n-a mai reparat șoseaua, astfel că asfaltul și parapeții se degradează tot mai tare. Sunt foarte mulți parapeți care au picat, care s-au erodat. Sunt foarte mulți versanți care au luat cu apa, cu viiturile și au rupt din drum. Este destul de alunecos, destul de plin de gropi, sunt porțiuni de drum foarte vechi cu porțiuni asfaltate, nu au timp să se acomodeze de la un tip de asfalt la dau din bine în rău și din rău în bine, ca și carosabil. În plus, hotelierii sunt supărați că 8 luni pe an șoseaua este închisă. Sunt ani de când au făcut demersuri pe lângă autorități să le convingă să îl deschidă cu cel puțin o lună și jumătate mai devreme, fără succes însă. Un român le arată străinilor că pământul poate fi aur dacă știi să-l muncești. Aici era paznic la o fabrică, iar în Portugalia a ajuns să dețină o afacere de sute de mii de euro. Este stăpân peste cea mai mare plantație de fructe de goji din Europa. Reporterii emisiunii Asta e România l-au vizitat ca să-i afle povestea demnă de lăudat. El e Daniel Cojocariu și de 18 ani locuiește în Portugalia. În țară era paznic la o fabrică de ceaiuri din Lugoj, dar astăzi a ajuns ce nici nu visa vreodată. E unul dintre agricultorii de top din peninsulă. De ce ați plecat din România? Din dorința de
a face ceva mai mult decât se putea în țară, la vremea respectivă. Ce se putea face la vremea respectivă în țară? Ce era de făcut în România atunci? Puteam să fim ori asistat social, ori să muncim pe un salar de mizerie. Trebuia să fac ceva. Ca tată, ca părinte, trebuia să-mi ofer copilului, să-i ofer un viitor mai bun, cum am reușit de altfel. Băiatul meu cel mare este în anul 2 la Facultatea de Drept în Lisabona. Deci unul dintre scopurile mele mi le-am atins deja. În timp ce la noi 10.000 de hectare zac în paragină, bănățeanul muncește și face bani din pământul străinilor. Românul a adunat în jurul lui toți agricultorii din zonă într-un proiect pe fonduri europene și a organizat ca în vechile CAP-uri. Rețeta s-a dovedit a fi repede una de succes. Cea mai mare cultură din Europa o deținem în Portugalia, împărțită între noi, da, agricultorii. Vorbim de undeva 39 de hectare plantate de goji. Ce simte un român când știe că muncește pământul altora și acasă e o paragină totală? Sentimentul este combinat între un fel de cum să mă exprim eu, un fel de stres că nu poți să fac asta în România, fiindcă nu te ajută nimeni odată, asta e una la mână. Și în al doilea rând, am și satisfacția că am pornit proiectul ăsta într-o țară străină, am reușit, da? Suntem foarte bine văzuți, iar portughezii au încredere în mine ca român să se unească cu mine și să creăm ceva împreună. Fiindcă asta nu e o treabă normală în Portugalia. Spaniolii au cooperative, unde se adună 40-100 de agricultori, portughezii nu. Aflați cum a reușit Daniel Cojocariu să pună pe picioare o afacere de sute de mii de euro, dar și cum au schimbat românii fața uneia dintre cele mai bogate comune din peninsulă, duminică de la 14:30 la Asta-i România. Tradiționala omletă nu mai e ce-a fost dacă vorbim de micul dejun. Pofta de nou și de meniuri cât mai sofisticate a făcut ca tot mai multe restaurante să vină cu rețete inedite, dar care sunt evident mult mai scumpe. În acest restaurant cu pretenții, micul dejun servit clienților nu seamănă deloc cu cel clasic. Ca să înțelegem de ce meniul e unul sofisticat, mergem în bucătărie, unde aflăm, de pildă, cum a fost reinterpretată omleta. Conține brânzică, feta, roșii, ouă, măsline, busuioc și parmezan, la care se mai adaugă, cine dorește, două felii de pâine prăjită. Și este unul dintre cele mai vândute preparate. Pentru ca răsfățul matinal să fie complet, bucătarii prepară pe loc și un iaurt grecesc cu alune, fructe și miere. Vom adăuga rodie. Și în ultima dată, spre sfârșit, miere. Însă nu e singurul preparat după care tânjesc clienții, mai ales cei care țin la dietă. Vom pune ou peste, felia de pâine și rucola. Vom pune halloumi, care este făcut la grătar. Sau un alt platou, pe care regăsim baby spanac, burată, adică o brânză mai puțin maturată și cremoasă, roșii, avocado, legume la grătar și omletă. Adică un mic dejun, să zic, ceva mai consistent decât micul dejun tradițional. De asemenea și gusturile lor, apropo de aceste produse, cred că s-au rafinat. Am observat că, în general, produsele mai complexe, cu combinații mai interesante, cu ingrediente mai deosebite, acelea sunt și cele care sunt cele mai căutate. Un astfel de mic dejun costă între 35 și 40 de lei. În alt local, bucătarii pregătesc un alt mic dejun sățios. Aici, atracția principală sunt clătitele Adrian sau Loret. Pentru Loret vom avea nevoie de bacon, cremă de brânză, mix de salată și ou prăjit. Pentru un gust mai plăcut, vom pune piper și sare pe plită. Clătita din făină integrală este gata în câteva minute, la fel baconul și ouăle prăjite. Apoi se întâlnesc toate într-un mix care încântă privirea, dar care este și extrem de gustos. Acum vom adăuga baconul și ouăle deasupra. Așadar, orice e consistent și inedit ca aspect are trecere tot mai mare, astfel că și restaurantele vin mereu cu oferte noi, cu meniuri în care combină produse din bucătăriile lumii. Desigur, prețurile pot fi duble, dacă nu triple, față de un meniu tradițional.
Casele bătrânești care stăteau să cadă în urmă cu câțiva ani au ajuns acum pensiuni care atrag turiștii ca un magnet. În satele din Brașov, o parte din gospodăriile bunicilor și străbunicilor au fost transformate în conace boierești. Aici, oaspeții parcă sunt transportați într-o altă lume și trăiesc pentru câteva zile, la fel ca aristocrații de odinioară. În urmă cu câțiva ani, pe locul acestui conac cochet din Cristian, era o casă tradițională săsească. A fost cumpărată de investitori cu viziune care au renovat gospodăria și au extins-o. Stilul în care este construită această locație și tema care s-a păstrat prinde foarte bine la mai multe tipuri de turiști care vor să vină să trăiască un pic din istoria săsească. Niște mici aristocrați în locațiile noastre. Mobilierul recondiționat, decorat cu motive săsești, a fost îmbinat cu elemente moderne. Cât despre facilități, piscina interioară, lungă de 10 metri, are apa încălzită la 29 de grade Celsius. O noapte în conacul săsesc din Cristian îi costă pe turiști 100 de euro. De o experiență asemănătoare au parte și oaspeții care ajung la un conac boieresc din Bran. 8 camere și un apartament sunt puse la dispoziția celor care vor un concediu inedit. Este un junior suite, family suite se numește. Are capacitatea pentru 2 adulți și 2 copii. Unele camere ascund și surprize. Să vă arăt acum dacă... Și în câteva secunde avem balcon. Exact. Fiecare cameră este amenajată într-un stil diferit. Dormitorul imperial este de departe cel mai căutat. Într-una dintre camerele conacului a fost amenajată o zonă de relaxare care se numește Bow Window. Practic este acest balconaș închis care se află la 2 pași de dormitor, unde a fost pusă o masă și 2 scaune. Turiștii aici se pot relaxa, pot să-și savureze cafeaua sau pot să citească o carte. Într-un astfel de loc și mâncarea trebuie să se ridice la nivelul unui aristocrat. Unul dintre preparatele preferate ale familiei regale a României se poate găsi aici. Sunt niște învelituri, nu le putem numi sarmale. Ele se fac din pește sau din pui. Din mâinile bucătarului șef au ieșit farfurii care au potolit foamea unor personalități cu sânge albastru. Pentru Casa Regală a României, pentru Casa Regală a Spaniei, pentru președintele Boliviei am gătit, pentru multe personalități remarcante. Prețul unei camere la conacul boieresc pornește de la 450 de lei pe noapte. Apartamentul pentru 4 persoane costă puțin peste 800 de lei. Administratorii spun că cei care se cazează aici în lunile de toamnă beneficiază și de o reducere de 15%. Mămăliga este un preparat de bază în bucătăria românească. Considerată în trecut mâncarea săracilor, bucătarii reinterpretează acum rețeta clasică și o transformă în delicii culinare, pizza sau chiar un delicios desert. Cu puțină fantezie și cunoștințe culinare putem transforma mămăliga în aproape orice. Una dintre variante este blatul de pizza, o combinație delicioasă și sățioasă în același timp. Tot ce trebuie să facem este o mămăligă nu foarte tare, pe care o întindem pe o tavă de copt. Apoi punem pe ea ingredientele preferate. Ceapă, ardei, un pic de cârnați. Odată ornat blatul cu ingredientele, nu mai avem mult de așteptat până să gustăm din deliciosul preparat. Pizza noastră este acum la cuptor și va sta 6-8 minute. Rumena și cu blatul auriu, pizza pe bază de mălai este numai bună de împărțit cu prietenii. Dacă aveți nevoie și de o gustare, vă recomandăm tradiționalul bulz de mămăligă. Ingredientele sunt făină de mălai, cârnați de casă afumat, brânză burduf, brânză telemea, ou. Nu este o rețetă complicată și nici nu necesită foarte mult timp. Fierbem mămăliga. Între timp am pus tigaie pentru să prăjim cărnațul la încins. Lăsăm să fiarbă la foc mic, să nu avem copoloșe. Aranjăm un strat de mămăligă alternativ cu unul de cârnați și deasupra radem brânză telemea. Bulzul este acum numai bun de servit. Cel mai scump oraș din punct de vedere imobiliar, Clujul, își așteaptă studenții cu prețuri la fel de ridicate. În timp ce chiriile se calculează în sute de euro, norocoșii care au prins locuri în cămine vor plăti doar câteva sute de lei pe lună. Oricum ar fi, tinerii trebuie să-și pregătească un buget extins pentru că viața în capitala Transilvaniei nu este deloc ieftină.
Orașul, care este al doilea centru universitar ca mărime din țară, după capitală, are și prețuri pe măsură. Cele mai scumpe sunt chiriile. Deși ofertele sunt multe, costurile sunt uriașe. Dacă vorbim de apartamente cu o cameră, prețurile încep de la 300 de euro, 350, chiar și 400 de euro. Dacă vorbim de apartamente cu două camere, avem apartamente cu 400 până pe la 500-550 de euro. Tinerii care nu și-au găsit până acum cazare găsesc salvarea în cartierele noi. Acest apartament cu living deschis, bucătărie, dormitor și baie se închiriază cu aproximativ 500 de euro. Este mobilat și utilat, ca să zic așa, mai spre lux. Cel mai des, studenții caută proximitatea. Apartamentele situate în apropierea universității sunt ocupate primele. În principiu, își caută ori apartamente sau garsoniere, apartamente cu o cameră sau garsoniere sau apartamente cu două camere să fie decomandate tocmai pentru a împărți doi studenți un apartament. Cea mai mare universitate din țară a avut un număr record de înscrieri anul acesta, însă locurile în cămine au rămas la fel. Studenții care au fost acceptați se pot considera norocoși, cel puțin din punct de vedere financiar. Cazarea într-una din camerele facultății este de cel puțin 3 ori mai ieftină decât o chirie. Într-o astfel de cameră se pot caza 3 studenți. Pe lângă spațiile de dormit au și o zonă de birouri și baie. De asemenea, tinerii au acces la internet și la bucătărie, totul pentru 170 de lei pe lună. Taxele pe care studenții cazați aici trebuie să le achite lunar încep de la 150 de lei pe lună și nu depășesc 220 de lei. Căminele au fost renovate și igienizate pe perioada verii, astfel încât să fie în stare perfectă la sosirea studenților. Nu trebuie să vină nici cu o zi înainte, nici cu 3 zile înainte. Studenții vor fi programați pe an de studii. Și va trebui să vină chiar în ziua în care sunt programați, pentru a nu se crea aglomerație la cămine. Peste 550.000 de studenți din toată țara încep anul universitar la cele 54 de facultăți de stat. Cei mai mulți sunt în București, Cluj, Timișoara și Iași. Au concesionat plajele și au câștigat o groază de bani tot sezonul estival, însă atât afaceriștii cât și turiștii au uitat să strângă gunoaiele în urma lor. Niște copii le dau acum o lecție pe care ar trebui să o ia în seamă. Au răscolit nisipul și au strâns saci întregi de mizerie. Dacă odinioară, în plin sezon, plajele de pe litoral erau sufocate de turiști, în urma lor au rămas sufocate de gunoaie. Întinderile de nisip erau atât de murdare încât voluntarii au fost nevoiți să se folosească de clești special pentru a strânge deșeurile. Și cum e plaja acum? E murdară? Da. Și noi vom face curată. Și asta s-a întâmplat. Cei mici, îndrumați de câțiva voluntari, le-au dat o lecție celor certați cu civilizația. Au periat nisipul de la un colț la altul și au strâns saci întregi de gunoaie. Needucați, aruncă și nu strângă, dar aruncă. Pe apă, când m-am băgat să mă scufund, că mie îmi place foarte mult să mă scufund, am găsit din astea, de la șervețele, umede și... Mereu când mergeam aici la plajă, vedeam gunoaie și mă jucam mereu în nisip și găseam țigări în nisip, multe gunoaie găseam, spume din astea de pus pe uși și... Am decis ca să mergem să strângem ca să nu mai se fie așa murdar pe aici. Noi tocmai am fost în tabără la munte în vara aceasta, în august, și avem experiența escaladării. Deci v-ați antrenat? Foarte bine, foarte bine. La acțiunea de ecologizare au luat parte elevi, educatori și profesori din Constanța. E o campanie lansată de o organizație de protecție a mediului. 6 zile începând de astăzi vom face curățenii pe plaje, vom face curățenii pe țărmurile plajelor, dar vom intra și sub apă împreună cu scafandrii de la Forțele Navale Române, care vor cartografia apele și vor curăța deșeurile de sub apă. Revoltător e că voluntarii fac treaba afaceriștilor care au concesionat plajele pe timp de vară și au făcut bani grei pe spatele turiștilor, însă nu au avut grijă să curețe după ei și e destul de grav având în vedere că peste 80% din gunoaie sunt plastice care nu se descompun. Am avea nevoie de o legislație dură cu sancțiuni, cred voluntarii, care au făcut și o propunere în acest sens. Nu mai aruncați gunoaie, protejați planeta! Un singur donator la 100 de pacienți care au nevoie de transplant. Așa arată pe scurt lista de așteptare pentru transplantul de organe în țara noastră. Un bolnav poate să aștepte chiar și an la rând, în timp ce alții aflați într-un stadiu mai avansat al bolii mor înainte să primească ultima șansă.
Dănuț Popovici se poate considera un om norocos. El s-a luptat cu insuficiența renală, a făcut dializă timp de 5 ani, iar 3 ani a stat pe listele de așteptare din București pentru un transplant de rinichi. După 11 luni de așteptare și la Cluj, a primit vestea că este în sfârșit compatibil pentru transplant. Da, am sperat. Am trăit cu speranța că o să fie bine. Când am răspuns la telefon, am rămas fără cuvinte, am început să strig, să chiui de bucurie. Până atunci însă a trecut prin suferințe greu de descris, la fel ca cei peste 6.000 de pacienți aflați pe listele de așteptare. E o boală foarte severă, foarte parșivă. E un regim alimentar strict, cu 3 ședințe de dializă pe săptămână. Din nefericire, cei mai mulți bolnavi care au nevoie de transplant trec prin chinuri groaznice an la rând. E o dramă să aștepți, să nu știi când vei ajunge la un transplant. Problema reală este că numărul donatorilor este foarte mic în comparație cu cei care au nevoie de un organ. În 2018 în România au existat 65 de donatori. Un număr mult prea mic dacă stăm să ne gândim că pe lista de așteptare au fost peste 5.000 de români pentru un transplant de rinichi, plămâni sau celule stem care le poate salva viața. Numărul donatorilor a fost în creștere anul acesta, însă insuficient, având în vedere că mulți dintre cei aflați pe listele de așteptare mor cu zile. Din păcate, există și mortalitate pe lista de așteptare. Practic, acești pacienți sunt cei la care noi ne gândim să realizăm mai multe prelevări, mai multe grefe disponibile, mai multe vieți salvate. Până în prezent, 607 oameni au murit așteptând, o cifră care șochează și care reprezintă 10% din numărul celor care în prezent se află pe lista de așteptare. Medicii spun că moartea cerebrală este un proces irreversibil, însă în acest stadiu, familia pacientului poate lua decizia de a salva o viață sau chiar mai multe. Au peste 70 de ani, sunt dependenți de cârje și bastoane, dar continuă să se urce la volan. Culmea, legea le permite asta în ciuda deficiențelor de vedere și de auz. Șoferii mai tineri îi privesc cu ochi răi pe veteranii cu permis de conducere, despre care spun că aduc haosul în trafic. Sprijinit în baston și abia mergând pe marginea trotuarului, bătrânul din imagini se îndreaptă lent, dar sigur, spre mașina pe care a parcat-o în curbă înainte de trecerea de pietoni. Își aruncă bastonul pe scaunul din dreapta și se urcă la volan, asta deși trupul său parcă îl trădează. Omul pleacă apoi, schimbând benzile de circulație chiar pe zebră. Imaginile au fost surprinse într-o zonă aglomerată din Constanța, unde bătrânul obișnuiește să-și facă piața. Vecinii spun că pensionarul vine mereu cu mașina și de multe ori încurcă traficul, deoarece parchează în zone interzise. La fel ca el, sunt mulți alți șoferi trecuți de 65 de ani care încă se încumetă să conducă. De câți ani sunteți șofer? Eu? Păi să faci socoteală. Din 1981. Câți ani aveți acum? 71. Iar acest domn, în vârstă de 87 de ani, îmbrăcat la 4 ace, în drumul său spre piață, mărturisește cu seninătate că a condus mașina personală până când a împlinit 8 decenii de viață. Până la ce vârstă ați condus dumneavoastră mașina? 81. Până la 81 de ani? Da. Ați avut vreodată un accident, un eveniment? De ce v-ați lăsat? Păi nu mai merge și eu slăbit. În rândul taximetriștilor găsim cei mai mulți șoferi de vârsta a treia. Unii dintre ei nu stăpânesc prea bine regulile de circulație, iar când vine vorba de parcare... Aveți voie să parcați aici? E, lasă frăjele astea, aveți voie să parcați. Nu mă duc acasă la tine. Aș pune în pericol și viața personală și pe acelor din jur. Șoferii tineri spun că se sperie atunci când îi văd pe vârstnici la volan și nu înțeleg cum aceștia mai sunt în stare să ajungă teferi cu mașina până acasă. Nu este în regulă, normal. Se întâmplă, da, văd și eu în trafic că sunt, dar asta trebuie să se ia măsuri pentru asta. De altfel, și medicii spun că odată cu depășirea vârstei de 70 de ani, auzul și văzul, simțuri fundamentale pentru un șofer, sunt profund diminuate. Cu înaintarea în vârstă, ni se diminuează niște simțuri pe echilibru, pe văz, pe auz, care sunt consecința efectului îmbătrânirii și înaintării în vârste. În mod normal, șoferii care depășesc vârsta de 70 de ani trebuie să fie supuși la o examinare anuală pentru a li se mai permite să ruleze pe drumurile publice. România a devenit o a doua casă pentru 10.000 de muncitori veniți din India sau Nepal. Aduși să umple golul de lucrători din construcții și alte domenii, străinii încearcă să se adapteze în țara noastră. Două dintre hopurile mai greu de trecut ar fi mâncarea nepicantă și limba română.
Pentru acești patru tineri din India, viața s-a schimbat radical de când au fost recrutați să vină la muncă în țara noastră, așa cum fac și mulți români și au lăsat în urmă familiile, tocmai pentru a le oferi un trai mai bun. Ei însă au venit într-o civilizație cu totul diferită, cea europeană. Less spicy. For Indians, we are very much familiar with the spicy foods. So this is a different kind for us. Yes. Și asta nu e singura schimbare din viața lor. Ca să se poată descurca mai ușor la serviciu, dar și în oraș, tinerii trebuie să învețe limba română, care știm cu toții că nu e ușoară deloc. Not aeroplane. Avion. Avion. Așa decurge cursul de limba română pentru indienii și nepalezii care lucrează în Brașov. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. În vârstă de 27 de ani, Harjinder este căsătorit și are în India o fetiță. În cele 5 luni de când e în România, tânărul a învățat câteva cuvinte de bază. I can say salut and officially bună dimineața. Ritu, o indiancă venită în România acum mai bine de 20 de ani, le este profesoară. Ei încercau să citesc română ca și în engleză, dar de fapt română, ca și limba lor, limba hindi, este o limbă fonetică, care trebuie citit cum este scris. Și acum lor se pare un pic mai ușor. Cei aproximativ 100 de indieni și nepalezi au fost aduși la Brașov de o companie care activează în domeniul imobiliarelor. În timpul liber, muncitorii străini ies la plimbare și încearcă să descopere Brașovul. Took a picture here. Yeah. Yes, it's so nice. I like go to the upper side. It's also nice. Visiting the shops, if you like, buy something good for us. Străinii care au ajuns la Brașov au parte și de consiliere juridică, psihologică și medicală, iar compania le organizează petreceri cu ocazia sărbătorilor hinduse importante. Dacă n-ați apucat să vă faceți un concediu de neuitat, vara aceasta aflați că lunile de toamnă vin cu prețuri scăzute pentru destinații turistice din întreaga Europa. Biletele de avion sunt mai ieftine, la fel și tarifele la cazare. Cele mai căutate sunt vacanțele în Germania, Turcia sau Italia, dar cu oferte de nerefuzat vin și hotelierii din țara noastră. În centrul Timișoarei e încă atmosferă de vacanță. Grupuri întregi de turiști străini descoperă frumusețile Banatului pe bani puțini. I have honor and pleasure in being a company of 43 Irish ladies and gentlemen. I'm hoping that they're going to share my opinion that it's a extremely beautiful and nice city and all. Hoping that they're going to return at certain point. It was paid 40 euros per person. Un sejur de 5 nopți cu mic dejun inclus pentru două persoane costă între 1400 și 1800 de lei. În plus, unii hotelieri includ în acest preț seri tradiționale bănățene sau pun la dispoziția turiștilor un ghid cu care să viziteze frumusețile din oraș. Pentru cei care și-au păstrat economiile și n-au plecat în vacanța de vară, și hotelierii de lux au acum promoții. Cazarea este ceva mai ieftină, dar condițiile la aceleași standarde impecabile. Septembrie-octombrie este o perioadă de after concedii de vară și prețurile s-au redus cam cu 20% pentru că vin foarte mulți turiști străini în Timișoara, vin să vadă orașul. Și mai căutate sunt destinațiile turistice de peste hotare. Pachetele de toamnă pentru Turcia, Grecia sau Spania au scăzut ca preț. Cele mai convenabile sunt însă destinațiile din Germania. Prețurile sunt interesante, pachetele cu avionul pe care le pregătim, de exemplu, pentru destinația Nuremberg, avem pentru prima dată zbor din Timișoara în Nuremberg, pornesc în jur de 200 până în 300 de euro de persoană, cu zbor cu avionul, 3 nopți de cazare, program turistic acolo. Și biletele de avion pentru cei care vor să plece în city break-uri au scăzut. Companiile care operează aceste zboruri sunt companii din gama low cost, ceea ce deja din start influențează prețul. Cel mai vândut sau cel mai hot produs, ca să spun așa, în momentul de față, vor fi târgurile de Crăciun, cu siguranță, care încep la sfârșitul lui noiembrie. Agențiile de turism au început să vândă în această perioadă și pachete turistice pentru Crăciun și Revelion, cu reduceri substanțiale către destinații exotice, Thailanda, Dubai, Maldive sau Mexic. Doamnelor și domnilor, jurnalul se oprește aici. Dacă aveți un subiect care poate deveni o știre, ne puteți trimite informațiile și imaginile pe numărul de WhatsApp 0753-123-133 sau așteptăm un e-mail la adresa info@canalde.ro. Cele mai importante informații ale zilei le găsiți și pe site-ul nostru știrilecanalde.ro. O seară bună vă doresc și nu uitați, aveți grijă de dumneavoastră.